Da, bre, mama, stai liniștită, că o să-ți aduc lemnele, deci le umplu pe amândouă și ți le aduc aici și ți le pun lângă poartă și vedem noi, ne socotim noi de bani. Știm că pensia e mică, rezolvăm, nu-i problemă. Așa, mă, maică, mă, așa că nu tare grea mai e viața asta, mai ales la bătrânețe, la 72 de ani, tare greu mai e, dar măcar să am ce să pun pe foc, să fie cald la iarnă, că nu știu dacă mai prind și iarna următoare. Și atunci să am lemne. Da, bre, liniștită, că te ajut eu cu lemnele de n-ai văzut. Îți aduc acum, mă duc, am pile, am relații, am tot ce trebuie. Ma tale, să faci puțin curățenie aici, să faci loc, să nu dăm lemnele peste gard, că rezolvăm. Păi, fraților, am făcut și eu de un ciubuc, așa să spunem. Suntem aici la tanti Maria și avem un camion aici pe care abia așteptam să-l conduc. Vreau să vă spun despre acest camion că este un roman. Un roman de pe timpul lui Ceaușescu, dar un roman care încă este în serviciu și care încă își face treaba. L-am găsit și eu pe aici prin sat și am zis, hai să facem treabă cu camionul ăsta. Și o să vedeți în episodul de astăzi cum camionul acesta are putere să transporte două remorci încărcate pline cu lemne. Pentru că da, are abilități speciale, este ce trebuie. N-ați mai văzut așa ceva, așa că de-abia aștept să-l folosim. Are faruri, are tot ce trebuie. E cel mai fiabil mod de până acum. Și să vă mai zic ceva. Vreau să-i facem lăturaș. Nu știu dacă o să reușesc să-i fac, dar o să încerc să-i fac lăturaș și să-l facem cu vârf, cu vârf, pentru că vreau să mănânc. Vreau să iau toată pensia la bătrânica asta, că e săraca, e văduvă de nu știu câți ani de zile. Și ia pensie vreo 70 de milioane și a strâns pensia de vreo 2 ani, tot strânge pensia și are o grămadă de bani și atunci a să-i aduc lemne chiar dacă ea crede că nu mai prinde și anul viitor. Dar o să mai prindă și anul viitor și peste 2 ani, că la ce pensie are, cred că vrea să prindă pensie, să dea faliment statul român. Cam așa e cu oamenii ăștia bătrâni. Ideea e că ei o să mănânce prea multă pensie, iar noi ăștia de suntem tineri, acum nu o să mai prindem pensie deloc, din cauza că suntem prea bolnăvicioși, prea nemuncitori, așa, prea nu știu cum să zic că suntem. A, uite încă cineva care are camion aici frumos. A, uite-l. Ăsta e Roman, dar tot Roman e și ăsta. O să amândouă la fel, dar pe șasiuri diferite. Ce mama lor au făcut ăștia? O modificat tată niște camioane, le-au făcut și pe asta cum erau UTB-urile odată. Cine punea mâna pe un utilaj de ăsta, băi, de nu scotea din el, le făcea toate culorile, toate alea, așa s-au pățit și cu camioanele astea. Hai să vedem ce pădure găsim și noi astăzi să tăiem frumos, să aducem pentru tanti Maria să o facem mulțumită. Aute ce frumos se vede satul Dumești din depărtare. Am ajuns în partea asta altă de sat, mergem către pădure. Este o pădure mai tinerică, așa, mai din vremurile noastre. Are vreo 25 de ani, 30 de ani pădurea asta. Și până în perioada asta n-a fost lăsat deloc să se taie din ea, deoarece era în perioada de creștere și absolut cine mergea la tăia de lemne din pădurea asta făceai direct pușcărie. Nu era cine știe ce, era un an de zile pușcărie. Adică dacă furai vreo 3-4 camioane din astea, un an de zile nu cred că era nicio pagubă, să spunem, dacă rămâneai cu banii chiar era foarte bine. Dar până la urmă nu s-a băgat nimeni pentru că oamenilor le-a fost frică și atunci au cumpărat din alte sate lemnul care era mult mai scump. Acum s-a dat drumul la tăiere în partea asta și
Văd că nu e mare îmbulzeală așa, dar bănuiesc că nici nu s-a dus vestea peste tot că s-a dat drumul la tăiere. Și probabil de asta oamenii încă nici nu au venit. O să mai trebuiască să mai așteptăm doi băieți. Trebuie să vină cu un taf. O să trebuiască să vină cu un taf aici să mă încarce și cu ceva, un tractor, utilaj, nu știu cu ce o să vină să mă încarce. Rămâne de văzut, îi aștept pe băieți și Doamne ajută să încărcăm remorca cât mai mult. Vreau să încărcăm cât mai mult. Gata, băieți, au venit și băieții, au adus aici un taf, au adus un tractor. Arată lucrurile extraordinar, nu mă așteptam. Dar cu toate astea o să-i dau drumul la tăiere aici. Hai să vedem un copăcel din ăsta mai frumușel, așa. Toți sunt frumoși, să știți că sunt sănătoși, sunt protejați, au fost în fiecare an stropiți pentru insecte. Știți destul de bine că sunt insecte dăunătoare care fac rău pe aici. Și de fiecare dată, nu știu dacă de la primărie, nu știu de la Ocolul Silvic, nu știu de pe unde au fost băieții, dar au avut foarte bine grijă de pădurea asta. Asta și datorită faptului că este o pădure privată, dar în același timp are grijă Ocolul Silvic, pentru că până la urmă ei au acces la toate pădurile și așa mai departe. Știți destul de bine că n-ai voie să furi de pe nicăieri, că vine Ocolul Silvic după tine, vine cu poliția, vine cu tot ce trebuie și te aranjează băieții de nu te-ai văzut. Așa că, ce să zic, mă bag și eu pe treaba aici să-i facem o remorcă frumoasă lui Tanti Maria să aibă lemne pentru iarnă, să nu înghețe femeia de frică, după aia sigur nu mai prinde următorul an. Încărcăm și ne vedem în câteva minute. Am terminat de încărcat camionul, cam așa arată. Nu știu dacă femeia o să fie mulțumită cu cât i-am pus noi aici. Este foarte mult și nu cred că o să fie mulțumită. Dar asta este, dacă o să zică că nu plătește atât de mult, o să-i lăsăm lemnele și o să zicem: bre, dacă mai apuci la anul, ne dai la anul banii. Că până la urmă trebuie să mai avem grijă și de bătrânii noștri. Cam asta am decimat eu de pe aici, de prin pădure. Au mai rămas câteva, o să se mai ocupe băieții, că na, până la urmă trebuie să mai ia și ei câte ceva. Nu o să plece cu mâna goală acasă. Iar noi hai să mergem la Tanti Maria. Ia să o iau ușor așa, că nu vreau să mă grăbesc, că dacă mă grăbesc, știți și voi ce se întâmplă, o să mă răstorn. E cantitate destul de mare aici de lemn și nu mai știu pe unde trebuie. A, pe aici trebuia să o iau. M-a rătăcit un pic, dar nu e nicio problemă. Îmi place foarte tare că are putere. Nu se dă deloc înapoi și își folosește absolut toată puterea pentru a trage lemnele. Și o singură problemă are. Intră când este supraîncărcat, intră cam mult în balans. Uitați-vă și voi ce mult intră în balans. Dar nu-i problemă că o să mergem încet. Așa că o să vă fac un mic cinematic în legătură cu camionul ăsta, pentru că arată super. Și cinematicul ăsta, bineînțeles, îl veți vedea la început. Și după aceea vedem cum negociem cu Tanti Maria, dacă ne dă banii, dacă nu ne dă banii, rămâne de văzut.
Apoi, tante Marie, ți-am adus lemnele, dar faza e cum le descărcăm noi. Mama, eu o să-ți dau drumul aici la remorcă, o să-ți dau drumul la remorcă aici la poartă. N-am ce să-ți fac, adică n-am unde să le mai încarc. Hai să văd cum fac. Ideea este că am adus cam multe lemne, recunosc, ce să zic și eu acum. Dar nu-i problemă că le descărcăm imediat. Să fii pregătită să te ferești, matale, de acolo, să nu pățesc vreo ceva. Că dau drumul la King imediat, ia. Ai văzut, anti? A, n-au căzut toate, dar nu înțeleg de ce n-au căzut toate. Ia să mai trag cu mâna de pe aici. Bre, să stai cu minte acolo, că mai pățim naibii ceva, mai chemăm salvare, mai una alta. Stai acolo liniștită, că dau eu lemnele jos. Bă, cad astea peste mine. Autălea cum cad. Stai acolo, nu te mișca. Au cum se mișcă lemnele astea. Eu le-au fixat băieții foarte bine, că dacă nu le fixau băieții, nu stăteau ele așa de seapene aici. Uite-le cum stau. S-au înțepenit. Păi dacă băieții sunt pădurari, normal că știu băieții să facă treaba. Au cum cad lemnele. Sunt un pic înțepenite. Ți-am adus cam multe, dar asta este, ce să-ți fac. Dacă, matale, nu mi-ai zis câte să-ți aduc, eu ți-am adus. Ai spus că vrei să ai multe lemne să te încălzești. Acum ai să te încălzești de... Nu știu ce să-ți mai zic. Sunt prea multe, bre, nu știu cum să, unde să ți le pun. Ia să te dai, matale, dar de fapt lasă că le las pe partea asta alaltă. Și vin eu mai încolo să ți le tai, să ți le așez. Că sunt prea multe. Uită-te și, matale, cât de multe sunt. N-am ce să le fac. Bun, pe unde să le mai dau drumul? Ia să le dau drumul pe partea asta alaltă. Le dau drumul pe partea asta, că n-am ce să fac. Ia să văd, pe aici nu pot să le dau drumul. Dacă, matale, ești încăpățânată, ți-am zis, bre, îți ajunge o remorcuță de asta. Nu trebuie 70 de remorci. Dar nu, că tu ești friguroasă. Au ce aici? Nici nu știu cum să le desfac. Așa, uite că a sărit acum. Și să las chingile. Dar mai ies eu cu camionul de aici dacă m-am prins cu lemnele. Așa e cu bătrânii ăștia. Să știți, dragilor, că bătrânii sunt mai periculoși decât copiii. Copiii mai înțeleg, dar bătrânii sub nicio formă. I-am zis lui tanti Maria, bre, n-ai ce să faci cu atâtea lemne, că-s prea multe. Nu m-a înțeles femeia. A zis că ei trebuie lemne, că vrea lemne, că vine iarnă grea, că a văzut la televizor, că vine nu știu ce ciclon. Aoleu, că n-am auzit-o. Bine, și eu nebun la cap că am nevoie de bani, că dacă n-aveam nevoie de bani, nu făceam sacrificiile astea. Și na, ce să-i fac lui tanti Maria? Trebuie să o ajut cu bănuții ăștia. Da, fraților, păi cam asta a fost cu episodul de astăzi. Poate a fost prea scurt, dar n-am vrut să vă filmez decât că mai fac și bani prin timpul liber. Mai închirez un camion de pe într-o parte, mai fac bani cu el, mai una alta. Acum, tanti Marie, bre, matale, nu știi, dar pe toate lemnele astea trebuie să-mi dai 70 de milioane. Normal, erau 170. Da, ți-am lăsat la 70 și dacă mai prins și anul următor, că zici, matale, că stai cu sicriu pe prispă și nu vine odată moartea, dacă nu vine nici la anul, ne mai dai și la anul 100 aia de milioane, nu-i problemă, că băieții de la pădure au zis că te așteaptă. Și părintele de la biserică zice că te așteaptă, dar mai durează până ajungi, matale, la părinte. Ia și gândește-te cum faci, strânge bănuți acolo și hai să ne plătești, matale, lemnele. Dar astăzi să pregătești să-mi dai 70 de milioane. Da, mai râdem, mai glumim cu bătrânii, că n-ai ce să le faci. Oamenii săraci au trecut prin viață, prin greutăți, prin multe altele. Nu e chiar așa de ușor precum pare. Acum rămâne de văzut cum scot eu camionul de aici. Da, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Îmi pare rău că n-a fost mai mult, dar asta este. Noi ne vedem data viitoare și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă! Ha 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 ha!